Eu militez în cadrul portofoliului meu pentru realizarea de proiecte transnaționale, nu numai în cadrul național, și cred că este important. Trebuie să avem în vedere decalajele care există între Est și Vest. De pildă, știți foarte bine că în domeniul transporturilor, dacă vorbim despre aceeași distanță, timpul este dublu în Europa Centrală și de Est față de Europa de Vest. Deci reducerea acestor decalaje este un obiectiv primordial pentru comisie. De asemenea, aș mai evidenția importanța proiectului BRUA. Este un proiect în domeniul energiei pentru realizarea conectivității, un proiect transfrontalier care va conecta infrastructura de transport de gaze între Bulgaria și Austria, bineînțeles prin România și Ungaria. Și în acest caz vorbim de un obiectiv strategic, acela de a diversifica resursele energetice din regiune, resursele energetice care alimentează Uniunea Europeană. Deci, de asemenea, cred că întărirea relațiilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii este importantă și cred că este important și faptul că acest mesaj se dă de la București, țara care este cea mai pro-europeană și pro-occidentală din regiune, toate sondajele arată. În acest moment de tensiune și într-o perioadă în care proiectul european este atacat, cred că este un semnal politic important pe care și președintele Comisiei, domnul Juncker, a vrut să-l dea și îl dă prin prezența sa la București. Ați pomenit de transport. Există uneori impresia că autoritățile române preferă programele, fondurile naționale sau parteneriatul public-privat în detrimentul fondurilor europene. Ați dat și noastră recent un exemplu cu autostrada Montana. Dumneavoastră, cum vi se pare? În primul rând, este dreptul suveran al fiecarei țări să aleagă modul în care realizează proiectele. Într-adevăr, în legătură cu autostrada Montana, Târgu Mureș-Iași, noi ne-am oferit la Comisie ca din programul operațional Infrastructură Mare pentru perioada 2014-2020 să finanțăm studiul de fezabilitate, urmând ca, în fine, construcția efectivă să sperăm să înceapă în 2021. Noi la Comisie nu suntem confortabili cu alegerea unui alt mod de finanțare, pentru că s-a realizat masterplanul de transport, unde există printre priorități această autostradă și specialiștii noștri consideră că trecerea pe formula parteneriat public-privat înseamnă, în fapt, o deprioritizare a investiției. Noi suntem deschiși, în orice stat membru nu impunem noi modul în care se finanțează, ceea ce îmi doresc, bineînțeles, nu numai ca și comisar european, dar și ca român, este să îmbunătățim rețelele de transport, mai ales autostrăzile, care reprezintă o vulnerabilitate și o mare problemă pentru România. Deci îmi doresc să se realizeze cât mai curând Sibiu-Pitești, să-l primim la Comisia Europeană. Nu avem acest proiect primit la Comisia Europeană pentru că studiile de fezabilitate nu au încă acordul de mediu, deci nu pot fi înaintate comisii. Sibiu-Pitești este proiectul Fanion, este numai pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că, de fapt, este veriga lipsă pe coridorul Rotterdam-Constanța, deci e singura porțiune pe care nu există autostradă. Apoi așteptăm proiecte, așa cum s-a angajat guvernul, Pitești-Craiova, podul de la Brăila. Cred că este necesar să accelerăm realizarea acestor proiecte, pentru că, știți foarte bine, noi avem o perioadă de 7 ani, exercițiu financiar, și iar banii așteaptă la Bruxelles pentru a fi folosiți. Câți bani vă așteaptă? Pe proiectul de infrastructură mare, la ora actuală, se consumă prin fazarea proiectelor de apă și canalizare. Mai avem în analiză proiectul metroului Otopeni-Gara de Nord și ne îndreptăm spre o aprobare parțială a acestui proiect, dar este
ultimul proiect de transport, pe vremea cât am fost eu comisar european, din 2014 până acum, au fost depuse la comisie 4 proiecte majore. Proiecte majore înseamnă proiecte în valoare de peste 50 de milioane de euro. Restul sunt aprobate doar de autoritățile naționale, nu au nevoie de aprobarea comisiei. Am aprobat un proiect major, foarte important, de modernizare de cale ferată cu rasa Dasimeria. Este cel mai mare șantier, ca să spun așa, din întreaga Uniune Europeană de modernizare a unei căi ferate. De asemenea, Târgu Mureș, Câmpia Turzii și Sevești-Turda. Și acum avem ultimul proiect, cel al metroului, dar riscul de a pierde bani nu există în 2018, tocmai pentru că se cheltuie pe proiecte fazate, dar acestea se vor termina și avem nevoie de proiecte noi pentru a nu pierde bani, pentru că, într-adevăr, riscul de dezangajare de fonduri va veni în domeniul transporturilor în 2019. În perioada precedentă s-au făcut tot felul de artificii pentru a crește rata de absorbție. Face ceva guvernul pentru a evita această situație și în actualul exercițiu bugetar? În perioada de programare 2007-2013, știți că am preluat mandatul cu o rată de absorție sub 50%. Sigur, s-au realizat și lucrări pe teren, dar, așa cum spuneți, am făcut eforturi extraordinare pentru o situație extraordinară, acela de a pierde cât mai puțin bani. Și, într-adevăr, am aprobat preluarea tuturor creditelor pe care statul român le avea către Banca Europeană de Investiții și către BERD, am preluat salariile lucrătorilor care lucrează cu fonduri europene și, într-adevăr, este un mod puțin artificial care a necesitat mult mai multă muncă din partea Comisiei Europene și autorităților române, dar iată că am reușit să avem acum o absorție de peste 90%, încheiem exercițiul bugetar 2007-2013, fapt care cumva era de neconceput în momentul în care am preluat mandatul. 2 miliarde s-au pierdut și acestea într-un domeniu vital, domeniul transporturilor, nu au mai putut fi recuperați. Acum, sigur, știți foarte bine semnalele pe care le-am dat în repetate rânduri, acela de a investi pentru îmbunătățirea vieții oamenilor. Exista cel puțin la începutul anului riscul de pierdere la nivelul programului operațional regional, pentru că aici nu avem proiecte fazate. Și la solicitarea Guvernului României suntem în faza de a modifica programul operațional regional cu intenția de a evita sau măcar de a minimaliza riscurile de pierderi de bani. Deci s-a făcut un plan de acțiune și s-a dorit de către Guvernul României modificarea programului operațional regional, în sensul că practic va fi o axă separată privind inițiativa privind întreprinderile mici și mijlocii, care va absorbi foarte mulți bani, este proiectul care merge cel mai bine, acesta de ajutorare a întreprinderilor mici și mijlocii, o mai mare folosire a instrumentelor financiare, de asemenea s-a solicitat de către Guvernul României extinderea ariei de eligibilitate. Este un lucru pe care îl fac curent, pentru că multe state la începutul perioadei de programare consideră, de pildă, că au nevoie de mai mulți bani într-un domeniu, după care întâmpină dificultăți și solicită schimbarea programelor operaționale. De pildă, în Croația au alocat foarte mulți bani în domeniul digital, iar acum solicită să fie transferați acești bani care nu pot fi consumați spre alte domenii care consumă, spre IMM-uri și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt foarte deschisă, pentru că interesul meu este ca acești bani să fie folosiți. Cum va pune în aplicare acest plan de acțiune este responsabilitatea Guvernului României, pentru că atunci când vine și a autorităților locale, atunci când e vorba de implementare, responsabilitatea este 100% a statului respectiv. Noi ajutăm, de asemenea am agreat cu Guvernul României să asigurăm o asistență tehnică mult mai mare atât autorităților locale cât și naționale pentru realizarea proiectelor, pentru simplificarea procedurilor. Avem experți pe teren care
practic s-au mutat aici și ajută, deci eu, din punctul meu de vedere, cred că noi, ca la Comisie, am făcut tot ce se putea face pentru a ajuta autoritățile române.